La Țeseca Sofia se vorbește bulgărește, dar și românește. Petre și l-a luat translator pe Trică, pe care îl dojenește când nu-i traduce corect indicațiile antrenorului. Florentin Petre a început să se descurce și în bulgară. A învățat cuvintele utile și știe să vorbească prin semne, la fel ca și bulgarii. La antrenamente, Florentin Petre are nevoie uneori de ajutorul lui Eugen Trică, pe care îl mai dojenește că nu-i traduce corect. Cara mă, de trebuie de păiști. Tu crezi că n-am înțeles că ai zis la ăla că schimpul? Am înțeles că ai zis că schimpul. Mă așteptam să fie mai ușor, dar dacă mă apuc să spun zilele săptămânii, deja e prea mult și ne rupem limba în gură. Cum se spune lui? Luni? Pomedelnic. Ce faci? Caxi. Caxi. Dobre, dobre, bine, bine. Vleavă stânga, vgheastă dreapta, năpret înainte, nazat în spate. Cu doi români la echipă și bulgarii au început să vorbească românește, ce-i drept puțin stricat, pentru că lui Trică îi spun Trica, iar lui Florentin Petre, în loc de piticule, îl strigă peticule. Bravo! Bravo!